Mergem chiar acum la guvern, doamnelor și domnilor, pentru că liderii coaliției de guvernare sunt pregătiți pentru declarații. Ascultăm, vorbește Nicolae Ciucă. Toate consecințele crizei economice, inflația și împreună coaliția de guvernare, împreună cu dumneavoastră toți, am reușit să depășim aceste crize succesive și suprapuse. Am trecut, de asemenea, prin toate acestea, asumându-ne cu responsabilitate și identificând soluții împreună cu dumneavoastră pentru toate aceste probleme. Nu aș vrea să le repet acum, pentru că le cunoașteți cu toții foarte bine. Guvernul pe care îl conduc și este un guvern care are o susținere politică, o susținere parlamentară consolidată. Suntem aici în fața dumneavoastră împreună cu președintele Partidului Social Democrat, împreună cu domnul Kelemen Hunor, președintele UDMR. Am căzut cu toții de acord că singura șansă pentru noi să putem să depășim toate aceste probleme este o coaliție, este să realizăm o coaliție politică stabilă, ceea ce am și realizat. Putem să afirmăm că prin această stabilitate politică am putut să gestionăm și criza energetică, am putut să asigurăm și consecințele războiului din Ucraina, am putut să gestionăm și efectele inflației și cu toții am putut să constatăm că începând de anul acesta inflația a început să scadă și există premise ca până la sfârșitul anului să avem o scădere a inflației sub două cifre și consider că toate aceste măsuri ne-au asigurat și creșterea economică, România fiind țara din Europa care a avut a treia cea mai mare creștere economică, atât anul trecut, cât și în primul trimestru din anul acesta. Am considerat că măsurile noastre trebuie să fie îndreptate pentru a face în așa fel încât cetățenii să nu resimtă toate aceste consecințe și să putem să trecem mai ușor peste ele. Am considerat că prin investiții putem să asigurăm creșterea economică, iar anul trecut absorpția de fonduri europene și valoarea investițiilor străine directe a fost de aproximativ 22 de miliarde de euro, ceea ce este un record pentru țara noastră. Am stabilit de asemenea la nivel politic, la jumătatea perioadei, din momentul în care am decis să înființăm această coaliție, până la alegerile de anul viitor, adică la un an și jumătate din noiembrie 2021, până acum trebuie să facem în așa fel încât să continuăm să asigurăm coerența stabilității politice, coerența politicilor guvernamentale și la jumătatea acestei perioade să depun mandatul și în felul acesta el să fie preluat de către domnul președinte Marcel Ciolacu. Astăzi ar fi trebuit să îmi depun mandatul în condiții în care situația se menținea la un anumit echilibru. Ținând cont de faptul că, așa cum până acum împreună cu dumneavoastră am găsit soluții, așa cum până acum nu am dat înapoi în fața responsabilității, după discuțiile pe care le-am avut la nivelul coaliției și aseară și în această dimineață, am decis să continuăm dialogul cu sindicatele din învățământ, am decis
să menținem acest dialog astfel încât să găsim soluții pentru problemele îndreptățite ale cadrelor didactice și să facem în așa fel încât, pe baza înțelegerii și rațiunii, împreună cu dumnealor, să găsim soluții, doar că aceste soluții nu se pot rezolva printr-o singură decizie. Sunt probleme care au fost acumulate în timp, în peste 30 de ani. Ceea ce am făcut pentru învățământ, așa cum am declarat și ieri la Cluj, a fost să demonstrăm că în acest an și jumătate, această coaliție și-a asumat dezvoltarea și modernizarea sistemului de educație. Am alocat în acest sens sume considerabile față de ceea ce au însemnat până nu de mult doar vorbe. Din 2022 până astăzi au fost alocate educației suplimentar 8 miliarde de lei de la bugetul de stat. Am asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență alocarea a 3,6 miliarde de euro tocmai în tot ceea ce înseamnă modernizarea și reforma sistemului de învățământ, a tot ceea ce înseamnă suportul tehnic și, desigur, pregătirea și specializarea cadrelor didactice. Suntem, de asemenea, conștienți de nevoia de a ridica nivelul de salarizare a cadrelor didactice, nu doar la nivelul așteptărilor dumnealor, ci la nivelul de recunoaștere pentru ceea ce înseamnă haina de profesor, de cadru didactic în România. Este foarte clar că ne dorim cu toții ca viitorul acestei țări să poată să aibă predictibilitate. Viitorul ține de educația copiilor noștri, de nivelul, de standardul de educație al copiilor noștri. Ori toate acestea se fac nu doar prin alocarea de resurse, ci toate acestea se fac prin asigurarea unui cadru cât mai bine așezat și cât mai complex în ceea ce privește atât dotarea tehnică a sistemului de învățământ, cât și pregătirea și specializarea tuturor cadrelor didactice, precum și printr-un nivel de salarizare. Doar că, în acest moment, încă o dată, făcând apel la rațiunea tuturor cadrelor didactice, nu ne putem asuma ca printr-o măsură unidirecțională să dezechilibrăm întreg sistemul și întreg bugetul de stat. Revenind la ceea ce avem de făcut în viitor, în viitorul pe termen scurt, adică în zilele următoare, vom continua să menținem dialogul cu sindicatele, vom continua să discutăm cu dumnealor. Le-am pus în față toate datele cât se poate de onest și de real și sperăm ca în final, pe măsura încrederii pe care suntem convinși că o vom dobândi până la urmă în urma acestui dialog, să ajungem la o concluzie, la o soluție pentru protestul pe care dumnealor l-au declanșat. Cred de asemenea că este foarte important să menționăm că măsurile pe care le-am luat și le-am prezentat dumnealor în acest moment nu fac nimic altceva sau nu au fost îndreptate în altă direcție decât în aceea de a le demonstra că tot ceea ce spunem ne asumăm. De altfel, pe întreaga perioadă de guvernare nu am zis nimic sau nu ne-am angajat la nimic dacă nu am finalizat. Tot ceea ce am zis împreună cu dumneavoastră încă o dată și recunosc și sublinez acest lucru. Am avut un dialog deschis cu întreg mediul asociativ, cu sectorul de business, cu toți cei care au venit și au vrut să își prezinte atât problemele cât și soluții și ne-au fost de mare ajutor pentru că am putut să venim și să adaptăm atât măsurile de ordin legislativ cât și cele de ordin administrativ la realitate, la ceea ce oamenii vin să ne sesizeze că trebuie să
rezolvăm. Același lucru îl vom face și în continuare în dialogul pe care îl vom avea cu societatea civilă, cu sindicatele, în mod deosebit cu cele din învățământ și le-am prezentat cât se poate de clar că în programul de guvernare, în măsurile pe care le-am luat, în pachetul de legi, educația rămâne pentru noi toți o prioritate. Educația și sănătatea sunt domeniile prioritare pentru, fie pentru guvernul acesta, fie pentru oricare guvern care își va asuma responsabilitatea. Și sunt chestiuni cât se poate de sincere și de oneste. Nu am făcut niciun fel de mențiune despre ceva anume care într-un final să nu fi fost rezolvat, să nu fi fost soluționat. În atare condiții, așa cum am menționat mai devreme, am avut discuții până aseară târziu, ne-am revăzut în această dimineață și am convenit ca până la soluționarea acestor probleme să nu îmi depun mandatul și să-mi asum în continuare responsabilitatea funcției de premier. În felul acesta sper să fie create condițiile astfel încât într-o perioadă de timp cât mai scurtă să putem să punem în aplicare planul de rocadă la nivelul coaliției. Vă mulțumesc!